Înregistrare pornită. Înregistrarea e pornită și iată să zicem bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online, nu? Așa, începem discuția fiecare dată și totdeauna, să știi că au trecut foarte greu pentru mine aceste 3 zile. Foarte greu. De Obișnuit ce? așa ca să... De ce? Fiindcă obișnuit ca la ora 4 să ne Întrebat ce vedem. ai zis. A fost vineri, sâmbătă, duminică. 3 zile. Am spus bine. Și faptul că n-a fost, eu am simțit lipsa acestei discuții pe care noi am început-o atât de frumos, interesant. Și unde am rămas noi, Mărica, că tu ai acolo pe căiețel, nu mai mi-amintesc care au fost ultimele lucruri pe care le-am discutat. Eu uite pe căiețelul tău. Ultimul lucru care am discutat este de ce trebuie să-l fac eu descompunerea din astea. Aha, exact. De ce trebuie să fac și descoperi? Și nu știu, a fost un exercițiu în care am adunat niște Fracții. fracții, nu? Da? Eu nu mai țin minte, aș mai reveni. Nu știu dacă le mai ești. Hai să luăm un alt exercițiu, un alt exemplu, nu neapărat pe acela. Să zic că... eu știu cum să fac mai... Aș vrea să încerc așa să găsesc ușor niște lucruri care să ne motiveze să înțelegem de ce trebuie să facem descompunerile. Deci este foarte important. Și iată, hai să luăm așa, 1 supra 34 plus 5 supra, nu înțeleg dacă aș putea să mă pot concentra, mă concentrez și știi că fac cum pot. 1 supra 34 plus 5 supra, să zic așa, nu văd o fată. 72. Este două. Nu mai văd o două, fată. Da? În, Nu văd la sus. Nu vezi sus? Acum o văd. Da, o vezi. E foarte bine că m-ai atenționat, atât că am așezat, nu? Deci, cum facem să adunăm pe aceste două fracții? Aștept propuneri de la tine. Din ce am înțeles, trebuie să ajungem să aibă același numitor, nu? Da. Ei, cu cât să o amplific pe prima, cu cât pe a doua, încât după ce amplificăm pe prima și pe a doua, să ne trezim mai întâi pe prima să facem că avem 5. Același numitor. Mai întâi pe prima să facem cu 5. Deci pe prima cu 5. Eu așa merg pe mâna ta. Ai vreun motiv de ce te gândi la prima să amplifici cu 5? Că numărătorul să fie la fel. A, numărătorul să fie la fel. Nu ne interesează numărător. Numitorul, noi vrem foarte tare că avem, să avem același numitor. Că dacă am avea același numărător, n-am face nicio mișcare. Uite, dacă ai ști că în fracțiile trecute au fost 1-1, nu? La fiecare numărător a fost 1. Nu avem ce face. Deci, ideea asta că ai fost inspirată de nevoia de a avea același numărător, 5, de aia îi mulțesc cu 5 pe prima, sigur că te gândeai să mulțești și cu ceva, că prin simpla amulțire cu 5 acele primei fracții, nu ajungi sigur la 72. Că obiectivul e să ai același numitor. Ne reușim să ajungi la același numitor, modifici și pe ei și trebuie să mulțești cu ceva și pe fracția asta. Așadar, despre numărător, niciodată. Dar niciodată nu urmărești să ai același numărător. Tot obiectivul major, principal, rămâne să fie același numitor, ca în dată, să scrii numitorul comun, să amintești cum a fost data trecută și să ne descurcăm. Deci, cât despre 5, nu ar fi motivație asta ca să fie același numărător. Dar dacă facem, mulțim cu 5,
nu se întâmplă nimic care să fie să însemne un avantaj. Alte idei. Deci eu te-am întrebat de ce cu 5? Nu mai facem mulțirea cu 5, că nu ăsta e motivul. Atunci cu 3. 3. Și cât faci la mulțirea cu 3? 3 ori 4, 12, 3 ori 3, 91, 100. 10. Față de 72, nu ne apropiem, nu se leagă. Nu. Nu. Și noi am făcut data trecută. Chestia asta cu la întâmplare, cu cât să fie, nu nimerim, o să fie, o stăm mult și bine. Deci trebuie să găsim o altă idee. Deci la întâmplare, văzut și data trecută, dacă am fi făcut la întâmplare, n-am fi ajuns niciodată la capăt. Dă-mi o idee. Ia să vedem. Ia uite-te pe Gheșițiu ultima dată la fracții. Ce nu au fost fracțiile, au fost mai multe fracții, nu știu, ceva cu 21 pe 24, ceva cu 1 pe 18, ceva cu, dacă mi-amintesc așa. Da. Și ce am făcut acolo, oare cum am reușit noi să găsim numărul și ce? Ia uite-te tu că poți să mă ajuți un pic. Hai că e țin în față, eu nu mai citesc din memorie și mi-e greu. Zic ce am scris atunci? Da, dar uite-te așa cum ce am făcut noi atunci, nu știu ce am făcut. Eu nu mai țin minte cum. Deci am făcut 1 pe 24. Așa. Plus 1 pe 18 plus. Deci fracțiile au fost așa, 1 pe 24. Lasă-mă mai mulți momente, uite că știi foarte greu. Dacă eu mă gândesc la un lucru, în momentul în care intervii, dai peste cap sistemul în care mă gândesc eu. Deci... Păi da, de-aia vreau să spun, e sensizat. Deci 1 pe 24, 1 plus 1 supra câte zi? Supra 18. Putem să facem pasta doar cu două, ca în exemplu. Deci cum se face numai cu două fracții? Deci la prima am mulțit cu 3, adică pe 1 pe 24. Deci la prima se mulțim cu 3. Da. Și ne dă 3 pe 72. Da, deci ar fi 3 supra 72, da. Și la a doua, ca să ajungi la 72, ce am făcut? Tot la 72 trebuie să ajungi și la a doua fracție. Cu 4. Și atunci? Și din a doua 72. 4, nu 4, supra 72. Este minunat. Era cu 7.72. Și acum, fiind același numitor 72, tu ai reușit repede din clipa asta, nu? Ți-ai limpede, punem o singură dată 72 și atunci adunăm 3 cu 4 și egal cu 7 pe 72. Bine. Dar cum de-ai fost inspirat aici? De ce ai mulțit cu 3 și nu ai mulțit cu 7 pe prea? Cu 5? Cu care a fost motivul? Nu mai ții minte. Dar au fost numai două fracții în exercițiu? Da, dar mai era și altul cu 4. Te-ai dus la primul exemplu, da? Da. Am înțeles. Dar este și altul cu 4 fracții, nu? Da. Și a fost mult mai greu. Da. Deci, inspirația de aici, de a mulți cu 3, apoi cu 4, este una bună, pentru că în momentul în care tu ai reușit aici să vezi că, la parcă noi când am tatonat a fost numai cu 2, cealaltă cu 3, oricum trebuia sesizat că 18 e mai mic decât 24 și atunci mulțim de mai multe ori. Iată, da. 4 e mai mare decât 3. Și de aici ne-am dus.
Hai să ne uităm și la al doilea exemplu. Următorul exemplu care reluăm din nou pentru că trebuie să înțelegem. 1/24 plus 1/18 plus 1/24 plus 1/18, da. Plus 1/10 plus 1/21. Plus 1/21. Ei, acum, uitându-te tu la fracțiile acestea, 4, încercând așa să luăm pe ghicite, crezi că mai reușim vreodată ghicitul ăsta să-l facem? Nu. Dar cum am procedat atunci? Ce inspirație am avut când am dat seama că nu merge așa prin... 24 egal cu 3 ori 8. Am încercat pe 24 deoparte. L-am luat. Și face 3 ori 8. Da. Și egal cu... Am mers descompunerea când am amintit că noi știm ce face. 3 ori 2 la puterea a 3-a, da? Da. Bun. Apoi pe 18. Dar nu putea pur și simplu să fie 2 la puterea a 4-a. Pe cine să schimb ca 18? Nu poate să fie 2 la 4-a. Nu. Zi-mi. Fără de 3 la, ori 2 la 3-a nu putea să fie 2 la 4-a. Deci în loc de 3 ori 2 la 3 nu putea să fie, mă întreb tu, 2 la 4? Dar ce înseamnă 2 la 4, Măriuca? Ce înseamnă 2 la 4? A, nu, scuze. Ne amintim ce înseamnă 2 la 4? Înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2, deci cât face 2 la 4? Doi ori 16. 16. Deci nu. Deci rămâne așa. 24, 3 ori 2 la 3. La 3 e 8 ori 3. Okay. Da? Deci în loc de 8, am pus 2 la 3. Ăsta a fost motivul. Și rămâne așa descoperea. Hai să ne întoarcem la 18. Cu cine este egal? 6 ori 3. Și este egal 2 ori 3 la a doua. 2 ori 3 la a doua, corect. Mai putem să mai îl descompunem? Nu. E un produs de factori primi, 2 și 3 sunt numere prime, la diverse puteri. Și suficient, clar, așa rămâne. Nici nu mai avem ce face, nimic. 10. Cu cine este egal? 2 ori 5. 2 ori 5. Deci 10 egal cu 2 ori 5. Deci rămâne, așa cum vedem, 2 ori 5 nu mai are o altă descompunere, că sunt factori primi și rămâne așa exprimarea. 21 egal cu? 3 ori 7. 3 ori 7. Și rămâne? 7 ori 3. 3 ori 7 sau 7 ori 3? Da. Tot una este. Lăsăm așa. Și acum vezi că privim cu atenție la exprimarea celor patru numere care au în componență factori de sus până jos, au în componență factorii 2, 3, 5 și 7. Da, deci 2, 3, 5 și 7. 3 la puterea a doua ori 7. Deci căutăm să luăm dintre cei comuni, adică cum e 3-ul în exprimarea lui 24, dar este și în 18 și 3 la a doua. Deci dintre cei comuni îl luăm pe cel cu puterea cel mai puternic. Ca să ne asigure să fie mulțumit când 3 la a doua se află și un 3. Practic, numărul care va rezulta se va împărți și la 3. Deci dintre de-aia luăm pe cel mai mare. Când 3 la a doua se află și un 3 la a întâia încorporat. Deci 3 la a doua. Apoi, dintre 2. Ori 3 la a doua.
Dar ai zis întâi 2 la 3 abonezi, nu? Da. 2 la 3, da, de acord. Ori 3 la 2. Deci 2 la 3, că 2 la 3 îl întâlnim de 2, de 3 ori chiar. De 3 ori, dar exponentul cel mai mare e 3. 2 la 3 îl luăm, 3 la 2 am vorbit și fiindcă în 10 se află și un 5 și la momentul în care va trebui să împărțim la 10, ne trebuie și acela 5, și acel 5 factor. Și se mai află în 21, se află 7, îl luăm și pe 5 și pe 7. Deci iau și cei care sunt necomuni o singură dată, adică întâlniți. În cazul nostru, numărul acela pe care îl căutăm, foarte, foarte, foarte important, n-am fi reușit să-l descoperim. El este cât la înmulțirea asta? Dacă... Ia să vedem cât face înmulțirea asta. Cum ai de gând să o faci? 8 ori 9 ori 7 ori 5. Așa este. 8 ori 9 ori 7 ori 5. Care mai poate fi scrise ca, să spunem, 40 ori 63. da, 40 ori 63 și la cât ajungi? 4, 40 la ori 4 ori 63 și 10 înmulțim la sfârșit. Punem 0 la sfârșit, că știi tu de unde vine, la Da. ori 10. 4 ori 3, 12. 4 ori 6, 24. 25. E bine? Ia vezi dacă am făcut. 2020. Cât? 2520, da? Da. Bun. Acesta e numărul pe care noi l-am căutat, l-am descoperit. El are calitatea că este cel mai mic număr cu putință, care se împarte exact și la 24, și la 18, și la 10, și la 21. Ia uite-te după caietel. Când l-am împărțit la 200, 2520 la 24, ne-a dat cât? Deci de pe 2520 când l-am împărțit la 24. Ne-a dat 2520 împărțit la 24. Ai împărțirea acolo? Trebuie să o ai, că am făcut-o. Am, dar nu știu ce, dar n-am completat-o complet. Păi ia, completează Hai acum. că doar am... Bine. Deci 2520 împărțit la 24. Faci tu împărțirea, vorbește, te rog. Ok, 105. 105. Eu cred că ai făcut bine. Apoi, s-a făcut împărțire exactă, fără rest. Bun. Acum să împart și la 18, ca să-mi dăm seama cu cât amplificăm pe așa asta. Deci pe 2520 împarți la 18. Ia fă asta, împărțirea. Vorbește când faci, în timp ce faci împărțirea, că eu urmăresc așa, fără să mai scriu. Bine. 18. Deci, 2520 împărțit la 18. Da.
O dată. Da. Hai. Ai scăzut 18 din 25. Hai. Da, 7. Coborăm 2. Cobor pe 2, 72. 18 în 72. De 4 ori. Bun. Vezi dacă merge? Da. Bun. 140. 140. Acum împarte la 10. Pe 2520 la 10. 252. 252, asta o știam și eu. Am vrut să văd eu dacă mă verific dacă e bine 252 și la 21. O dată. 4. Da. 2 de 2 ori. Da. 120. 120. Măriuca, ți-arăt acum o șmecherie pe care nimeni nu știe. Numai noi doi, acum. Deci eu, fără să fac împărțirile, știu deodată. Să vezi ce șmecherie am acum. Numărul ăsta are așa scrierea. 2 la a 3-a, ori 3 la a 2-a, ori 5, ori 7. Da. Și îl împart la cât? Fii atentă, că acum e cel mai important moment. Îl împart la 24. 24 ce scriere are? Uite-te tu. 24 egal cu 3 ori 2 la a 3-a. Da. 3 din 3 la a 2-a, îmi imaginez 3 la a 2-a cât înseamnă? 3 ori 3. Deci da. Eu îmi imaginez 2 la a 3-a l-am. Pun mâna pe el. 2 la a 3-a cât îi mai trebuie? Un 3. Îl iau din 3-ul ăsta. Adică din 3 la a 2-a. Și rămâne un 3. Și eu trebuie să amplific. Fiindcă, vezi tu, diferența de la 24 care are 2 la 3 ori 3, mă rămâne un 3, un 5 și un 7. Și dacă mulțesc 3 ori 5 ori 7, face 3 ori 5, 15 ori 7, 15 ori 7, 105. Exact ăsta de aici. Ca să nu mai fac împărțirea lui 2520 la 24. Ci pur și simplu eu mă uit la 24, el are o descompunere 2 la 3-a, unde l-am aici în exprimarea lui 2520, 2 la 3-a. Am un 3 care e incorporat în 3 la 2-a. Deci mă rămâne de la un singur 3 cât am aici, până la 3 la a 2-a, mă rămâne un 3. L-am pus. Și în continuare 5 și 7. Și numărul care apare este 105. Aș vrea, dacă ai înțeles, uite-te tot la 18 și explică-mi de ce, cum apare 140. Începe așa. 2520. Deci. 2520 are descompunerea. Asta e descompunerea. Da. Înapoi. Are descompunerea și citește-o. 2 la 3 ori 2. Ori 3 la. 3 la 2 ori 5 ori 7. Avem 3 la a 2. L-am acoperit. Parcă n-ar fi.
mai avem un 2 și îl luăm din 2 la 3. Da. Și din 2 la 3, dacă iei un 2, rămâne 2 la câta? Din 2 la 3, dacă iei un 2, rămâne 2 la 2. 2 la 2. Deci rămâne 2 la 2. Anunț aici că asta trebuie mulțit. 3 la 2 l-am, nu mai am treabă cu el. Ori 5 ori 7. Ori 5 ori 7. Că aici nu este așa ceva. Nici 5, nici 7. Așadar, îl iau și să vedem cât face aici. 2 la 2 cât face? 2 la 2 face... 4. 6. 4 ori 5. Dai, nu. 2 la 2 e 4. Ori 5 cât este? 4 ori 5? 4 ori 5, 20. Ori 7? Ori 7. 140. 140, ca și cum ai zis, 2 ori 7, Mărica, 2 ori 7. Și mai este un 10. Da, da, 0. Exact, deci vezi la... 140 m-a ieșit? Ăsta e numărul, 140. Deci eu știam dinainte, de-aia spuneam, fă tu împărțirea, Măriuca, ca să vedem dacă îți dă... Dar eu știam ce numere dă, pentru că mă uitam aici. Pac, mă uitam sus, vedeam exact care e diferent, 5 ori 7 și un 2. Deci la următor ar fi... 2 la 3 ori 3 la 2 ori 7. Deci, să pun aici cât am zis, 140 parcă, nu? Așa ne-a dat. Acum, ne uităm la 10. 10 e 2 ori 5. Da. Și atunci cât îmi rămâne? Spune tu. 2 la 2. Perfect. 2 la 2. Ori 3 la 2. Perfect, Măriuca. Excelent. Ori 7. Ori 7. Ia să vedem, ne dă așa cum spuneam, 252. 2 la 2, 4, ori 3 la 2, 9, deci 4, 9, 36, ori 7. Da. Trei, șase, ori șapte? Doi. Sigur că mai ușor a fost fiind împărțirea la 10, ai tăiat 0 și a fost mult mai ușor gândindu-te, dar după tehnica noastră tu ai vrut să vezi dacă și aici funcționează. Și într-adevăr. 252. Și ui, încă o dată, la 3 ori 7. Ultima. Avem 2 la 3. 2 la 3, foarte bine. Ori 3. Deci, ori 3, un în singur 3, corect. Ori 5. Ori 5, bravo. Deci, te-ai prins poanta, căci 7 deja este acolo. 2 la 3 face 8 ori 5, așa poți să zici, nu? 2 la 3 face 8. 40 ori... Ori 3? 4 ori 7, 28 și cu 0, 280. Nu, 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 nu. 8 ori 5, cât ai zis? 8 ori 5, 40. Da. 40 ori 3? A, scuze. Da? 40 ori 3? 40 ori 3. 4 ori 3, 12 și 0. 120. Uite, 120 este. Exact împărțirea ta. Deci, vezi, dacă te-ai prins de poanta asta, când ai stabilit numărul ăsta, ca produs de factor care e comun, care este cel pe care îl căutai tu, nu mai trebuie să faci împărțirea, să mulțești numerele toate, îți dă 2520, împarți la fiecare ca să vezi cu cât amplifici, nu știu ce. Repede te uiți cu, băi, 24 are, 3 ori 2 la 3, 2 la
a treia și un 3. Un 3 rămâne, 3 ori 5 ori 7. 3 ori 5 ori 7, ai făcut înmulțirea și imediat ți-o dat 205. 3 ori 5, 15 ori 7, 105. Și așa mai departe, ai văzut peste tot. Deci asta este o poantă foarte, foarte importantă pe care... Dar cumva la școală o să se zică metoda asta? Poftim? La școală, dacă profesorul o să explice șmecheria asta? Iată, iată. Și tu poți să spui, eu nu mai fac împărțiri, știu deodată. Și o poți să îi surprinzi pe toți. Că toți, absolut toți, vor face așa. Împart numărul ăsta care rezultă la fiecare dintre numitori, ca să vadă de câte ori se cuprinde, se împărțea, se face exact, să găsească numărele astea, 105, 140, 252, 120. Dar după ce faci multe gheșițiu, ai o viteză foarte mare, mult mai mare. Și imediat ai amplificat și tu te-ai dus în față, că tot timpul este lupta pentru a câștiga timp în timp și să ajungi la rezultat cât mai repede. Deci această șmecherie este aceea pe care nu o să știe nimeni, nu? Ori știm numai noi doi acum, dar... Totuși, mai ales la școala asta sau cum m-a învățat doamna mea, eu trebuie să fac prin metoda care a zis-o ea, că dacă fac prin altă metodă, îmi scade punct. Nu! Așa mă bunătesc! O să fac, iar să zic eu ceva acum, dar nu, că se înregistrează și nu spun. Să faci de toată bafta, că tu ajungi la rezultat, tu ai numitorul comun, ce trebuie să faci împărțirile. Am nu șmecherie, eu deodată îmi dau seama. Da, nu. Păi da, dar am făcut odată prin altă metodă și doamna mi-a scăzut un punct, că l-am făcut pe metoda care a zis ea să fac. Auzi-te, Măriuca, să știi că așa se întâmplă. Găsești oameni de aceștia care nu sunt în stare să înțeleagă lucruri de aceștia care... Gauss ce-ar fi pățit el? Îl dădea afară, nu din școală. Când o vine cu adunarea aceea de la 1 până la 100, ți-a mai povestit, nu? Da. Ei, și Gauss a făcut șmecheria aceea care a făcut-o ea. Și când i-a dat rezultatul, învățătoarea era supărată pe el, mai să-l dea afară. Dar când s-a uitat și a văzut rezultatul bun, s-a speriat. S-a speriat. A zis, cum? Ce se întâmplă? Cum ai făcut? Deci, produs șoc când vii cu niște idei de astea, dar faptul că ai rezultatul perfect, n-are cum să... Și nu se va mai întâmpla așa. Ba, se va mai întâmpla. Că sunt și alți profesori care acolo îi vei întâlni pe parcurs, care nu au... am să spun încă o dată, încă ceva. Deci când tata era în clasa 8-a și Aura în clasa 6-a, am fost la faza națională, la faza județeană cu ei. Atenție ce spun acum. Deci ce spun acum este un spectacol. Deci Aura e în clasa 6-a, tata era în clasa 8-a. Și la faza județeană, când s-a afișat, noi am discutat acasă. Am spus, sigur vă calificați. Ați făcut o lucrare foarte bună. Când s-a afișat, nu. Rezultatele foarte proaste. Foarte proaste. Adică nu intrau să meargă la națională. Deci, de ce? Că profesorii n-au înțeles niște chestii acolo, probabil, cum au scris ei ce au făcut. Și am făcut contestații. Și la contestații... Ce contestația? Contestația înseamnă că te duci la profesor și spui, în scris, nu sunt de acord cu nota pe care ai pus-o tu, profesorii. Dar elevul face contestația. Okay. Da? Deci contestația înseamnă că te duci și faci în scris și anunți că nu ești mulțumit de notă. Bine. Și amândoi, era și o situație de asta, eu fiind profesorul lor, era și o situație cu amândoi să vii, chiar te-o sancționa cu amândoi, toți ceilalți profesori n-au putut să vadă pe unul bun. Era și o situație delicată. Ei, amândoi, la contestații, ei, în urma discuțiilor care le-am avut acasă, și eu am avut argumentele toate de la mine, eu eram profesorul lor. Da. Și au avut toate argumentele în legătură cu calitatea lucrării. Și ei s-au putut bate și au spus, aici, asta am făcut noi, uitați cum este, este corect, dincoace este corect, punct cu punct. Și aici, de ce nu ne-ați dat? Aici, de ce nu ne-ați dat? S-au certat pur și simplu cu ei. Eu n-aș avea curajul.
Cum să nu? Dacă ai scris pe teză, că e lucrarea ta, e munca ta acolo, cum să nu? Dacă ei n-au înțeles, e problema lor. Ei, și în final, le-au acceptat și am mers amândoi la națională. Deci am mers la faza națională. Da? Deci puteau rămâne acasă. Pentru că acolo ei nu au putut înțelege. Ți-am răspuns acum la chestia asta. Cum anume se poate întâmpla ca în continuare să poți să apare surprize de astea. Dar dacă tu ai clare lucrurile, te poți, cum să te duci și te bați pentru că tu știi exact cât și cum ai făcut. Ăsta e motivul. De aceea, dacă suntem foarte bine pregătiți și am înțeles bine lucrurile, avem toate argumentele, să spunem. E corect cum am făcut noi și uite că facem dovada. Mergem mai departe. Mariuca, ce vreau să-ți spun acum? Din clipa asta, când am mulțit cu 105, cum arată prima fracție? Că mulțim și numărătorul. 105 pe 2520. Plus, a doua fracție cum arată? 140. Da. Pe 2520. Așa. Plus, următoarea fracție. Plus 2520 pe 2552. 252. Așa, 252 supra 2520 plus. Plus 120 pe 2520. Da, supra 2520. Și este egal cu, având același numitor, scrim o singură dată numitorul și numărătorii îi adunăm. Deci egal cu un singur numitor, noua fracție va avea un singur numitor, puteam să o scrim de la bun început, dar am mai făcut-o încă o dată ca să prietenii noștri să vadă foarte bine. Deci 2520 și... Aici este 105. Nu cumva 2520 din nou? Sus nu știu, n-am adunat. Ai adunat tu între timp? Nu. Hai să adunăm acum. Hai să adunăm deodată. Vrei? Dacă să vadă prietenul, luăm așa. 105 plus 140 plus 252 plus 120 și iată găsim rezultatul egal. Hai să adunăm așa, fără să mai așezăm unele sub alte unitățile mai întâi. 0, 2, 0, 5. Adică 2 cu 5, 7. E? Apoi, vorbește tu. 2 plus 7. Da, și cu 4. Și cu 4, 11. Deci 1. 1. Bine, mă nu minte. Da. Să trecem la sute. Deci 3, 4, 5, 6. Deci ai spus 6. Deci 6 de 17 e supra 2520. Despre această fracție, care e rezultatul în final, noi o putem lăsa așa sau s-ar putea să fie încă simplificabilă. Adică, în urma lucrului, numărătorul, numitorii știu ce are numitorul în componență. Are un 7, un 5, un 3, un 2. Ar trebui să vedem dacă și 617 sunt parte. La 5, ca să putem simplifica, se poate împărți la 5, 617. La 5, nu. Nu, că trebuie să fie 5 sau 0 la sfârșit. Nu. Da. La
Nouă. Sau la trei. Pentru trei mai întâi. La trei... Nu. Nu, că 6 și cu 1, 7 și cu 7, 14. Nu. La 9, nu. Dacă nu a fost la 3, nici vorbă la 9. La 2. Nu. Nu. Și în concluzie, fracția asta este, chiar o poți încadra, este ireductibilă, scrie în dreptul său. Ireductibilă, că nesimplificabilă. Nu mai poate fi simplificată. Că noi am vrea să împărțim și numărătorul și numitorul. Adică să facem să fie numere mai mici. Ireductibilă. Fracție ireductibilă. 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 Da? Ireductibilă. Nesimplificabilă, așa înțelegi. Nesimplificabilă. Nesimplificabilă, adică nu se mai poate simplifica. Nu găsim un număr la care se împartă și numărătorul și numitorul. Că numitorul se împarte doar la 7, la 5. Uite, l-am încercat la 7, mă mărâca. Dar la 7 primiți vreo regulă? Dar nu cred că se împarte la 7. 61 nu se împarte la 7. Da, nu se împarte. Deci, cel mai apropiat 61 ar fi 7-8. 7-8, 56, corect. 56, care va fi 7. 56 din 11, 6 din 11, 5. 57 ar rămâne restul. 7 și... 57 nu există. Nu se împarte așa. Nu se poate. Ar da cu restul nu. Sigur că da. În concluzie, fracția aceea am hotărât... Ireductibilă. Ireductibilă. Da? Ireductibilă. Așa cum am spus acolo. Exemplele de fracții ireductibile sunt, uite, 3 pe 7. Asta e ireductibilă. Pentru că ea nu există un număr. Dar dacă ar fi fost 3 supra 18. Da. Asta s-ar simplifica prin 3 și se pune că și numărătorul și numitorul. 1/6. Și ar face 1/6. 1/6. Deci, noi dorim să avem fracții de astea nu cu numere mari, că mă supără cel mai tare. Numai fracții ireductibile. Ne plac fracțiile ireductibile. Deci fracții care nu mai pot fi simplificate. Cu acelea vrem să lucrăm. Cu numere mici. Că e la îndemână. E frumos. E plăcut. Când sunt numere mari, da, ia, te sperii. Hai să mai vedem încă o dată, Măriuca, ce frumos e ghișițul. Ne l-am reamintit. Am mai și punctat niște lucruri. În interiorul ghișițului am găsit o idee aceea foarte tare. Că aflăm repede numele cu care amplificăm și în loc să mai facem înmulțirea, asta e șmecherie foarte... Eu de regulă așa pun ca și cum aș pune pun mâna pe ceea ce am, 24, păi 2 la 3, pac, și rămâne și un 3 la mușcat de aici și au rămas 3 ori 5 ori 7. Și așa mai departe, văd la fiecare foarte repede. Și 3, 5, 7 am făcut înmulțirea. În loc să fac împărțirea, să mai greșesc eventual, să-mi dă rest, și știu sigur nu trebuie să-mi dea rest, mă enervez. Asta e rapidă, foarte rapidă. Deci totdeauna căutăm șmecherii de astea care să ne ducă spre rezultat sigur. Ei, acest număr atât de interesant, 2357, să știi că merge așa 4.000, adică dublul acesta. Cât ar fi făcut 2.520 ori 2? Mm.
dublul acesta. Făcea, cred că, 5040. E vestu, 2500 ori 2 face, a, așa fac eu. Deci 2500 ori 2 fac 5000 și 20 ori 2 fac 40. 5040. Și 5040 e bun. Este un număr. Da, e corect. Da? 5040. Este un număr care se împarte sigur la 24 și vă dă dublu, în loc să dea 105, dă 210. Deci, fiind un număr mai mare, toate astea se dublează. 280 aici se trebuie să amplific. Nu știu, aici cu 502. Deci, eu nu caut un număr la întâmplare, caut cel mai mic număr, cel mai mic număr, care să fie așa de deștept, încât el să se împartă la fiecare. Deci, drept numitor a tuturor fracțiilor, caut cel mai mic număr, care să fie deștept și să împartă și la 24, și la 18, și la 10, și la 21. Știi cum se numește asta? Acum e momentul frumos să spun acum, pe loc. Spun acum că mi-am amintit. Poate? Deci el poartă un nume. Se cheamă cel mai mic, cel mai mic, e multiplu, că sunt parte la toate, cel mai mic multiplu comun. Că e comun tuturor. Cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun, scriu cu roșu. Prea tare chestia asta. Cine e? Cel mai mic multiplu este asta. 2000, cel mai mic multiplu comun este 2520 pentru numerele 24, ăsta e cel mai mic multiplu comun, 2520. Este cel mai mic număr. 2520 ori 3, tot s-ar cum bun este? Bun okay. Și ăla. Dar nu-mi place. Ce să fac? E mare, super. Dar știu. Da? Deci e cel mai mic număr cu putința pentru numerele astea. Asta e fantastic. Deci noi găsim un altul, dar nu e cel mai mic. Că și dublul lui, și triplul lui, și așa mai departe. Tot bun este. Dar cât îți dă acolo? Dar să faci împărțilerea. Ei, ca să se găsească cel mai mic număr, cel mai mic multiplu comun a numerilor acestora, 24, 18, 10, 21, se descompune fiecare în factori comuni. Vezi? Cum am făcut noi. 3 ori 2 la 3, 18 ori 2, 10, 21. După care știm tehnica asta. Dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. De ce? Pentru că numărul trebuie să împartă și în momentul în care e 8, cum al are pe 24. Deci, dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. Și luăm și pe cei necomuni. Deși comuni și necomuni. Comunii, dintre cei comuni, pe cei cu exponentul cel mai mare și neapărat toți ceilalți necomuni. Asta e tehnica pe care trebuie să o avem în minte tot timpul. Descrie tu în cuvintele tale acolo. Nu, întâi povestește. Povestește, spune așa, în limbajul tău. Pentru a afla cel mai mic număr care să fie deștept încât să se împarte la toate numerele, cum a fost la noi 2520, procedăm astfel. Descompunem. Așa. Dar mai cu hotărâri, mai cu... Descompunem. Scriem numerele care apar cel mai rar? Sau? Nu. Deci descompunem toate numerele cele în factori prim, nu? În factori prim. Da. În produs de factori prim. Și luăm dintre cele comune, dintre factorii din exprimare comuni, luăm pe cei cu exponentul cel mai mare. Da. Și continuăm să-i luăm
și pe cei, să mulțim și cu cei necomuni, cum e 5 și 7. Da. Deci, luăm, să spunem încă o dată, luăm și pe cei comuni și pe cei necomuni. Deci, să spunem, să ne rămână nouă așa, definitiv, okay. Okay. În minte. Următorul lucru. Hai deci, să vedem. Punem numerele. Numerele în cifre prime. Factori primi. Și după și aia luăm. Scriem și luăm. Sau înmulțim numerele comune și necomune. Dintre cele comune, spune, luăm pe 2 puterea 3-a. Așa, luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Da. Așa. Și nu uităm să luăm pe toate cele necomune. Da. Da? Și luăm în continuare, mulțim cu toate cele necomune. În cazul nostru, comune au fost, iată, 2-ul și l-am luat la exponentul cel mai mare, iată 3-ul și l-am luat la exponentul cel mai mare. Și am continuat să luăm și pe cei necomuni. Deci, vezi, și comuni și necomuni. De aceea l-am luat și pe 5, pe care nu l-am avut o singură dată, și 7-le. Și 5-ul și 7-le. Așa se descoperă cel mai mic multiplu comun. C, M, 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 C. C, M, M, C. Cel mai mic multiplu comun. Da? Scrie tu un cuvinte de desubt. Cel mai... Dar scris. E scris, da? Cel mai mic multiplu comun. Mic multiplu comun, da. Deci, noi în cuvinte, în limbajul nostru, așa spunem exact ce am făcut. Am luat pe fiecare număr în parte. L-am descompus în factori primi, da? În factori primi, adică exprimat cu numere prime, la diverse puteri, cum au apărut acolo. După care, pentru a-l găsi pe numărul acela, luăm dintre cei comuni pe cel cu exponentul cel mai mare, cum a fost la noi 2 la 3, între 2, 2 și 2 la 2 la 1, 2 la 1 și 2 la 3, am luat pe 2 la 3, între 3 și 3 la 2, am luat pe 3 la 2, și luăm și pe ceilalți toți necomuni. Deci, luăm absolut comuni și necomuni. Ăsta e cel mai mic multiplu comun. Și mai există încă ceva, se cheamă cel mai mare divizor comun. Adică căutăm pe cel mai mare număr la care să se împartă și 24, și 18, și 10, și 21. Deci în afară de cel mai mic multiplu comun, mai există încă o denumire, se cheamă cel mai mare. Care este mare? Mai mare divizor. Ah, divizor, ok. Divizor comun. Cel mai mare divizor comun. Divizor. Nu există cel mai mare multiplu comun. Nu. Cel mai mare multiplu comun, că după ce e asta, cel mai mare multiplu e de 2 ori, de 3 ori, de 7 ori, de 9 ori, de 10 ori, de cât îl vrei tu. Nu, noi nu vrem. Nu există, nu se termină. Să-l determinăm noi, vrei tu? Nu, am zis că nu se termină. Nu se termină, da. Nu se poate determina. Nu se poate găsi. Asta e sigur. Nu, dar în afară de infinit. Da. Ei, cum să-l găsim pe ăsta? Dar cine este ăsta? El este cel mai mare număr la care se împarte exact și 24, și 18, și 10, și 21. Deci dacă împărțim pe 24 la acela, împărțirea se face exact. La 18 se face exact. La 10 se face exact. La 21 se face exact. Dar e cel mai mare cu putință. Ei, găsește-mi tu numărul acela care să se împarte exact toate să se împartă la acela exact. Să fie același pentru toate. 2520. Nu. 10 să se împartă la acela. 10 să se împartă. 20. Nu, păi 10 să se împartă, adică
el să fie 10. Da, că 10 se împarte la 2 și la 5. Te gândi la 2. Dar la 2 oare se împarte și 24? Da. Și 18? Da. Și 21? Nu. Nu. 3 au vrut, 3 au vrut, dar unul nu a vrut și gata. Băi, 2 nu-i bun. Ce variantă ar mai fi? 5. Că 10 cere pe 5. Ia să vedem, 5 sunt parte. Nu. Deci nu, gata. Numai 10 vreau. 0 sau 5 la sfârșit, deci. În concluzie, nu există niciun număr care să fie deștept, încât toate să se împartă la acela. Deci, cel mai mare divizor comun... Dacă ultimul în afară de 22 era... în afară de 21 era 22, atunci... Aha, aha, atunci 2 ar fi fost bun, aș fi fost deștept. Atunci 2 ar fi fost cel mai... cel mai mare divizor comun. A. Deci, pe toate, toate au pretenții. Scrie okay. Acolo. Scrie, observația asta mi se pare foarte frumoasă la ta. Spune, dacă în loc de 21 ar fi fost 22, atunci... dacă în loc de 21 ar fi fost 22, atunci? Atunci? 2 ar fi ar... egal? 2 egal C, M, M, D. C, M, M, D, C. Scrie deci. Pentru că. M. Ce nu e mic. Cel mai mare, cel mai mare divizor comun. Că primii doi de M spun așa, cel mai mare sau cel mai mic. Nu? Cel mai mare. Cel mai mare divizor comun. Al treilea M spune mai mare și fiindcă acum e D în loc de al treilea, e cel mai mic. Okay. Da? Bun. Deci, ce spui tu acolo? Spui așa că, dacă ai spus așa, dacă ai fost 22, atunci 24 se împarte la 2, scrie așa, 24 se divide, știi cum, 3 puncte, nu? Da. 24 se divide la 2, apoi 18, iar se divide la 2, iar 3 puncte, 10 se divide la 2 și 22 se divide la 2. Deci toate să se împarte exact. Okay. Da. În cazul nostru nu există. Cel mai mare divizor comun, semn de întrebare. Nu există. Da? Ar fi unul, dar acela e impropriu. Acela nu. Orice număr. Bine. Sigur, toate numerele au ca divizor pe 1. Cel mai mare divizor comun 1, dar e impropriu acel, nu luăm în seamă. Dar și 0 are? 0, 0, 0 sunt, dar 0 nu poate să fie divizor. Când împărțirea la 0 nu se poate. Deci? Deci 0 nu poate să fie divizor niciodată. Nici nu luăm în calcul. Noi când vorbim de divizor, vorbim de la 1 încolo. Dar unul impropriu. Okay. Iar ca multiplu poate să fie multiplu 0. Adică 0 se împarte la orice alt număr. 0 se împarte și la 7, și la 100, și la 1000. La orice număr. 0 împărțit la orice face 0. Numai că în momentul în care vrem să facem împărțiri la 0, să nu cumva să scrii undeva așa ceva că se poate, că e grav. Când îți fii în clasa 11-a, îți voi arăta de ce nu se poate face împărțirea la 0. Dar pe la 11-a? Tu îți rămâi curioasă până într-a 11-a. Că ți-am promis că eu, într-a 11-a, îți voi spune exact ce... Peste 6 ani! Peste așa, trec așa repede anii să vezi tu. Foarte repede.
Orica, repete, ce, spune tu ce ți-a plăcut ție în suma asta? Ce, ce lucru te-a fascinat așa te, și cu care ce? Rămâi așa și sufletul tău s-a încălzit de bucurie? Ce? Adică ce să mă, ce să mă încălzesc sufletul? Ce lucruri așa te-au fascinat? Așa? Cel mai mic multiplu comun. Asta e. Cum aflu cel mai mic multiplu comun? Fracțiile ireductibile. Așa, cuvântul. Ce înseamnă fracții ireductibile? Adică, deci noutăți. Deci noutăți. Fracții care sunt nesimplificabile. Nesimplificabile. Da? Nesimplificabile. Nu se mai poate face împărțire. Nu găsim un număr în care să ne împarte pe amândouă. Și, de exemplu, 617. Exact, cu supra 2520, deși sunt numere mari. Păi, nu spun nimic, că nu poți. Dar, de exemplu, 2 pe a 4 egal cu 1 pe a 2. E simplificabil. Dau un exemplu. Da. Deci, ai înțeles bine și înseamnă nesimplificabilă. Și simplificabil să găsim un număr care să se împarte exact, să-l și numărătorul și numitorul. Cum am analizat noi aici. Numitorul ci pe la cine vreau. Dar și mai mult mi-a plăcut metoda asta nouă. Cu... cum să aflu multiplu, cel mai mic multiplu comun și cum să afli cât, la cât se împarți fără împărțire. Da, fără. Asta, asta, asta. Deci cum să afli cu cât amplifici? Ia să, să-i faci un test lui tata. Să văd dacă își mai amintește. Să vezi, să-l probezi. Pune și să vezi, să vadă. Cred că nu-și mai amintește. Eu așa mă gândesc. Și dacă nu-și amintește, ce o să faci? Îl înveți tu. Îl înveți. Asta îi spui. Că uite, tată, că am învățat, tată, am învățat ceva tare de tot. Numai eu fac, fac deodată împărțirea fără să mai stau pe gânduri. Știu exact cât am plătit. Superb este. Așa este. Deci aceste lucruri notează-ți tu. Sau zicea, scrie așa de desubt. Noutăți la Egeșițiu. Scrie tu de desubt. Noutăți la Egeșițiu. Și le scrii în cuvinte 1, 2, 3 care ți-au plăcut și să rămân ție pe vecie. Scrieți-le acolo. Da? Noutăți da. La Egeșițiu de mai sus. Aflarea. Așa, aflarea lui, aflarea cui? La împărțire. Aflarea numerelor cu care trebuie să amplific. Zic cu cuvintele tale. Numerul aflarea lui. Numerelor cu care trebuie să amplific fracțiile. Cu care trebuie să trebuie. Amplific fracțiile. Aflarea numărului cu care trebuie să amplific fracții. Doi. Aflarea... Așa, așa. Cel mai... mic multiplu... comun, da? C, M, 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 C. Asta e a doua noutate foarte importantă. Și aici poți să dezvolți tu. Așa pui o acoladă în paranteză, pui comuni, comuni, cei comuni cu exponentul cel mai mare și necomuni. Atât, dacă ai reținut asta, deci dintre cei comuni cu exponentul cel mai mare și necomuni. Și ai închis paranteza. Tu știi. Apoi? Trei. Aflarea cel mai mare. Mic, cel mai mare, mare, mare. Mare. Ai zis bine, eu sunt mare. Te încurc eu. Cel mai mare. Divizor comun.
divizor comun. Așa. Și în paranteză pui. Zor. Toate să se împarte la acel număr. Toate să se împarte. Ok. Și cum se face? Căutăm din exprimare dacă am vrea să fie 2. Dacă ar fi 2 peste tot, dar noi. Deci, când, din descompunere îți dai seama. Din descompunere știam că 2 nu-i bun. Că trebuie să fie peste tot. Deci, în paranteză spui, trebuie să fie divizor al tuturor. Trebuie să fie. E divizor a tuturor numerelor. Numerelor. Și, da? Și aflarea fracții. Ca să fie 2. Divizibile. Da? Deci să fie 2 peste tot, nu-i. 3 poate să fie peste tot? Este peste tot 3? Da. Nu. E 10. 10 care 2 ori 5, nu are pe 3. Ah. Deci trebuie să fie peste tot. Dar dacă ar fi peste tot, îl luăm cu exponentul cel mai mic. Aici e poanta. Dar nici 2 nu e peste tot. Păi nu e 2, nici de aia nu-i. De aia 2 nu-i. Deci 2 nu-i, 3 nu-i. Deci tu îți dai seama, nu trebuie să te uiți prea mult să muncești. Te uita peste tot. 2 nu-i. 3 nu-i. 5 nici vorbă, o singură dată. 7 o singură dată. Deci trebuie să fie comun tuturor. Dar le cu exponentul cel mai mic. Aici e fantastic. Că dacă ar fi fost 2 și ar fi fost și 2 la a doua, și 2 la a întâia, și 2 la a patra, îl luai pe 2 la a întâia. Deci cu exponentul cel mai mic trebuie să fie. Că dacă le iei pe cel cu cel mai mare, nu se mai împart celelalte. De aceea, cu exponentul cel mai mic. Deci aici, la cel mai mare divizor comun, mai adaugă așa, să fie comun tuturor și să ia cu exponentul cel mai mic. Da? Să fie comun tuturor. Comun tuturor. Și? Și? Să ia cel cu exponentul cel mai mic. Se ia, adică dacă e stabilit e comun, se ia cel cu exponentul cel mai mic. Mic. Bun. Și a patra fracție ireductibilă. Asta, Măriuca, foarte bine. Patra chestiune, fracție ireductibilă. Fracție ireductibilă. În paranteză, nesimplificabilă. Nesimplificabilă. Ei, și știi cum am început noi ghișițul? Am vrut noi să facem adunarea aceea, dar am lăsat-o deoparte. Ai putea, că numai două fracții, hai să o încheiem și pe asta, că e păcat să o lăsăm în drum. Să supără pe noi. Bine. Hai să vedem ce putem face, cum facem noi adunarea asta. Dar nu mai țin minte de ce am ales noi să mulțim pe prima cu 3 și după aia pe următoarea cu... Nu știu, așa la întâmplare ai văzut că nu merge treaba. Deci am uitat de ce am luat acele numere, fix acele numere. Ai propus tu așa, dar... E vorba de fracția asta care am luat eu, ca exemplu, 1 pe 34 plus 5 pe 72. Nu cel care exemplu ăla. Tu mă întrebi de exemplu acela care am luat noi și că am mulțit prima cu... Era 1 pe 24. Hai să ne întoarcem acest. Poate că calificăm special. Deci 1 pe 24 era plus 1 pe 18, parcă, nu? Ia uite-te. Da. Bun. Și am ales, ai spus tu să mulțești cu 3, dar fără să te propui să descompui, că n-aveam noi șmecherile astea pus la punct.
Noi era prin încercări. Eram așa, bușbuiam, dar acum tu nu stai pe gânduri. Și a doua cu patru parcă a fost. Și a fost foarte bine, că 72 a dat aici ca rezultat. Dar după tehnica de acum, 24, cum se spune, egal mai departe cu descompunerea care știu să o facem. Da, 24. Egal cu 8 ori 3. Corect. 8 ori 3, care înseamnă 2 la 3. 2 la 3 ori 3. 18 egal. 6 ori 3. 6 ori 3. Și face? E făcut deja. 3 la 2. 2 ori 3 la 2. Și sunt numai două și le aflăm cel mai mic multiplu comun. C, M, M, C. Nu, C, M, M, 3 de M. De 3 ori M. Da. Cel mai mic multiplu. Comun, da. Mai mic multiplu. Comunul este ori două. Da. Este. Zi tu. Este... Doi la treia. Perfect. 2 la treia. Ori 3 la doua. O 3 la doua. Și ca și când face calcul, când ne dă? Doi la treia este 8. Da. Deci 8 ori 9. Da. 72, da? 2. 72. Și acum, cu cât să amplific eu pe prima fracție? Ne uităm la 24. Cât este 24 în descompunere? 24 este 8 ori 3. Adică 2 la 3? Da. Ori 3. Uh-huh. Și iată că trece șmecheria, rapid. 2 la 3 au dispărut, un 3 l-am mușcat că am avut nevoie aici și a rămas un singur 3. Am plisit cu 3. Dacă 72 împărțit la 24, face 3. Așa. Și acum 4. 4. Deci, la 24, 2 la 3 ori 3. Cel mai mic multiplu comun e 72, are în descompunere 2 la 3 ori 3 la 2. 2 la 3 este aici și un 3 la 1. Deci rămâne un singur 3. Diferența de la 3 la 2 la 3 la 1 e un singur 3. Și de-aia am amplificat cu 3. Noi am făcut-o prin încercări acolo. Așa, hai să fie aici, hai să încercăm, nu știu ce. Iar la 18 vorbește tu? Iar la 18, 2 la 2, ori... Nu, nu, nu-i 2 la 2. Nu, nu, nu. 2 la 1? 2 la 1. Ori 3 la 2. Da. 3 la 2, punem degetul, l-am acoperit, că am acoperit tot, că l-avem. Și de la 2 la 1 până la 2 la 3, e la exponent o diferență de 2, 2 la 2. Da. Și 2 la 2 cât face? Face 4. Da, că de-aia amplific cu 4. A. Dacă împarți pe 72 la 18, mergi de 4 ori. Dar fără să mai facă împărțirea, că suntem șmecheri. Da? Ai urmărit. Deci urmărești șmecherii. Asta e. Așa că aici, dacă am continuat exercițiul, ar face cât? Ar face... 72 deodată numitorul comun. Da. 3 plus 4, adică 7. 7. Și 72 are în descompunere 2 și 3, 7-le nu are.
la 2 și 3, nu se mai... Deci, ce fel de fracție este asta? 72 are 2, vrea la 2 și la 3, iar 7 ăsta nu vrea la nimic, nici 2, nici la 3. Deci, este ireductibilă. Sigur că da. Din cauza că chiar 7 este număr prim. N-am nimic comun, n-avem niciun divizor comun. Chiar așa. Cel mai mare divizor comun care este aici? Ia să te văd aici dacă ai prins. Hai să vedem și cel mai mic. Cel mai mare, nu, am mereu uit aici. Cum te spun, cel mai mare divizor comun. Egal cu. Uităm, comun. 2 este comun? Da, dar și 3 e. Sigur că da, dacă îl lămurim cu 2-ul, e comun. Dar luăm la puterea cea mai... mare? Nu, la mică. Mai mare a fost la multiple. La cea mai mică. Adică 2 la 1 ori... 2 la 1 ori 3 la 1? 3 la 1, foarte bine. 3 la 1. Și face 2 ori 3, 6. Adică, în mod sigur, 24 se divide la 6. 24 se divide la 6. Și împărțirea se face exact, că de 4 ori merge. Și 18 se divide la 6. Deci noi am găsit cel mai mare număr cu putințe la care să se împarte și 24 și 18. Și 24 și 18. Se împarte la 6 ăsta. Deci cel mai mare divizor comun a numerilor 18 și 24 este 6. Cel mai mare divizor al 24 și 18 este 6. Și cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun, adică cel mai mic număr care să se împartă el la ambele, și la 24 și la 18, este 72. Deci 72 e un multiplu, e cel mai mic număr care să se împarte exact și la 24 și la 18. Iar acesta 6 se cheamă cel mai mare divizor comun, cel mai mare divizor comun, pentru că el, acesta... Se împarte și la 24 și la 18. Îl împarte și pe 24, adică 24 și 18 se împarte la acest 6. Ei, matematic se scrie așa. Și cu asta încheiem că e obosit și eu sunt foarte, foarte... Dar nu facem și aia? Ce faci, dar știi cât mă bucur. Nu știi că am uitat de asta. Nu terminăm, da. Deci am uitat că vreau să facem și asta, deci. Numai vreau să închei spunându-ți așa, că în matematică, ca mod de scriere, cel mai mic multiplu comun pentru numerele 24 și 18 înseamnă așa matematic, scrierea. În două paranteze drepte, punem 24,18. Deci între două paranteze drepte, punem 24,18 și când vezi scris așa, înseamnă că te referi la cel mai mic multiplu comun a acestor două numere și este 72. Iar dacă o să vezi scris așa, Mărica, 24 și 18 înseamnă cel mai mare divizor comun a numerelor. Deci ăsta se referă la cel mai mic multiplu comun, iar scrierea asta se referă la KMMD. KMMD. Deci,
Cel mai mare divizor comun matematic scriem așa, pentru numerele 24 și 18 este acest 6 în condițiile acestor două numere. Multiplu este 72 și divizor este 6. Deci s-a adoptat acest mod de a scrie și când vedem în paranteză drept, înțelegem că este un număr deștept care se împarte exact și la 24 și merge de 3 ori, se împarte și la 18 și merge de 4 ori. Iar 6 înseamnă cel mai mare număr la care se împart pe rând atât 24 și 18. Sau 6 le împarte pe acestea. Vă spun că 6 le împarte, orică ele se împarte exact. Sau că se divid. 24 se divide la 6, 18 se divide la 6, sau 6 le divide pe 24 și pe 18. Da? Deci la noutățile acelea care le-am spus, vă patru astăzi, patru erau parcă notați, mai adaugă și pe asta, mă, și scrierea asta așa frumoasă. Cum se scrie matematic, în paranteză drepte, cel mai mic multiplu comun, a cincea noutate. Și a șasea, scrierea celui mai mare divizor comun. Deci cel mai mic multiplu comun și cel mai mare divizor comun. Imediat. Dar cele prima e cu paranteză pătrată și... Așa, prin convenții, așa o stabilim matematicienii. Forma de exprimare a celui mai mic multiplu comun să fie diferită de forma de exprimare a celui mai mare divizor comun. Mai mare divizor comun. Și că ăsta e un număr care e deștept și le împarte pe amândouă, adică el se împarte și la una și la alta, este ca valoare mai mare și intervalul, o să vezi mai târziu, intervalele acestea în paranteză sunt intervale închise. În limbaj matematic, mai târziu o să înțelegem, poate chiar la sfârșitul clasei a cincea o să vorbim despre intervale. Mulțimea numerelor reale și sunt niște lucruri mai, despre care o să vorbesc mai târziu. Și de aceea s-a preluat de acolo, înțelegând că e vorba de un interval mai mare și unul altul e mai mic, să zic așa, cât de cât. Aceste lucruri, dacă tu dacă vei face, nu știu dacă ți-am povestit din ala ta de Greta, că după ce terminam la ora 11 seara de lucru, de multe ori făceam o lecție, mă, extraordinar. Eu n-aș fi făcut din mari, cum să m-aș fi picurat cu ceară. Nu făceam asta. Cum să mai fac la ora aceea obosită, mai trebuia să mai fac încă o dată? Întreabă când vorbești cu ea, așa, să vezi dacă eu spun adevărul sau nu. Mă verifici, chiar vreau. Bine. Rămâne să faci tu asta, te descurci? Ce zici? Da. Faci descompunerea. 34 face 2 ori 17. 72. O ai descompunerea în 72. Că știi cât e 72. Da. E 2 la 3 ori 3 la 2. E 8 ori 9. Și pe urmă te uiți acolo, afli și multiplu și divizorul și faci adunarea aceea. Da. Eu spun că sunt foarte, foarte bucuros și încântat de faptul că ai fost foarte atentă și ai urmărit, ai pus întrebări. Știi, când în clipa în care Măriuca pui întrebări, este semn că urmărești lecția și că vrei să reții. Și ți-ai notat aceste lucruri interesante, noutăți în ultima instanță ale lecției. Eu nu le-am mai scris. Nu crezi că mai târziu poți să faci și cu Mihai? Nu cred. Vrea? Dacă poți. Eu pot? Cum să nu pot? Atunci da. Cum dar să nu poți? Dar mai târziu să se
Să poți să respiri și eu un pic, să răcească calculatorul. Da. Calculatorul ăsta. Și calculatorul ăsta. Așa, Mărica. Și să termine divizionul.